Perfect. Bun. Bună dimineața, în primul rând. Vreau să mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a participa la această conferință de presă. Conferință de presă în cadrul căreia dorim să anunțăm principalele evenimente ce urmează a se desfășura Casa de Cultură a Studenților. Astfel, în perioada 16-17 noiembrie, va avea loc la Casa de Cultură a Studenților festivalul Iași Guitar Festival, ediția 2019, coordonată de către colegul meu, Petran Paveliuc. Va fi un festival concurs și aș vrea să-l las în primul rând pe colegul meu, Petran, să vă povestească despre acest eveniment, ținând cont că mâine, începând cu orele 14, în sala Gaudeamus, la Casa de Cultură a Studenților, va debuta un prim concurs. Te rog, Petran. Bună dimineața! Într-adevăr, Iași Guitar Festival a ajuns la ediția 12-a și anul acesta se va desfășura în perioada 16-17 noiembrie. În prima zi a festivalului este, să spunem, dominată de concursul național de chitară electrică, la care s-au înscris 11 concurenți din toată țara. Avem înscriși din Rădăuț, Botoșani, Suceava, București, Iași și sunt foarte mândru că acest concurs, fiind și singurul din țară, ia încet, încet amploare și copiii sunt din ce în ce mai interesați de... îmi place piesa. Sunt din ce în ce mai interesați de acest festival și studiază cu drag chitara electrică. Acest concurs este jurizat de oameni specialiști în chitară din țară, Nicu Patoi de la București, Andrei Roșulescu, compozitor și autor de cărți de specialitate, Andrei Roșulescu de la Cluj. La fel, îl avem și pe Rareș Tot, un mare bluesman al țării noastre. Și Dan Spânu, de la Universitatea de Arte George Enescu din Iași și subsemnatul. Mâine, după concurs, începând cu ora 18, vom avea ca invitat în prima seară pe Rareș Totu, după cum vă spuneam și mai înainte, un mare bluesman al țării. Și la finalul concertului vom avea premierea și rezultatele concursului de chitară electrică. Cea de-a doua zi, 17 noiembrie, duminică, vom avea, ca în fiecare an, a devenit o tradiție, studenții de la Universitatea de Arte George Enescu, de la secția de jazz și muzică ușoară, vom avea un concert aniversar de data aceasta, Fix Pop Orchestra, un ansamblu coordonat de conferenția universitar Dr. Dan Spânu. Avem și invitați speciali pe domnul Viorel Nuteanu și domnul Romeo Cosma, colegul meu, care într-adevăr au contribuit ani de zile, deci iată 25 de ani de jazz în Iași, la un 25 de ani de jazz la universitate și toată această contribuție a lor va fi arătată în acest concert. Intrarea la toate manifestările festivalului este gratuită și se adresează oricărei categorii de vârstă, tineri, mai de mult tineri. Da. Încercăm să aducem tinerii cât mai aproape de acest festival. Într-adevăr, este un festival dedicat tinerilor și mă bucur foarte mult că de la an la an acest festival produce, să spunem, studenți pentru Universitatea de Arte George Enescu. Mulțumim! Spuneam de evenimentele ce urmează la Casa de Cultură a Studenților și de aceea alături de mine se află și domnul profesor Romeo Cosma, cel care coordonează activitatea clubului Richard Oșanițchi. Astfel, în perioada 19-21 noiembrie, Casa de Cultură a Studenților, prin Clubul de Muzică Richard Oșanițchi,
împreună cu Universitatea Națională de Arte George Ionescu, va organiza o nouă ediție a festivalului Zilele Clubului de Muzică Richard Oșanițchi, în cadrul căruia vom avea, în cadrul acest festival, vom avea și vom sărbătorim aniversa 80 de ani de la nașterea muzicianului Richard Oșanițchi, 40 de ani de la înființarea clubului Richard Oșanițchi și, bineînțeles, 25 de ani de la înființarea clasei de jazz a Universității de Național de Arte George Ionescu, acolo unde domnul profesor este și el predă și dumnealui. Dar pentru a da, a vă oferi toate detaliile, am salutat pe domnul profesor, el fiind cel care a pregătit îndeaproape acest frumos festival și festival, la fel, ce se adresează ieșenilor, tinerilor din orașul nostru. Și am salutat un profesor noastră să faceți o prezentare, pentru că este cel care a lucrat cel mai mult, trebuie să recunoaștem acest lucru. Da, mulțumesc. Vom avea o ediție aniversară a Zilelor Clubului de Muzică Richard Oșanițchi, care a ajuns la ediția 12-a, o triplă aniversare, așa cum spunea și domnul director. Prima zi va fi dedicată unei expoziții Jazz and Art, o expoziție care are ca temă portretizarea sau vizualizarea maestrilor jazzului românesc și chiar a tinerilor jazzului românesc. Am convenit cu colegul nostru de la Concept Art, Daniel Moisis, să organizăm o asemenea expoziție, fiindcă, fiind un moment de aniversar, e un moment bun să dăm ca tematică tinerilor care sunt înscriși la acel club să cunoască și lumea muzicii de jazz. Așadar, marți la ora 17 va avea loc vernisajul acestei expoziții, realizată de studenții de la Concept Art, coordonați de colegul Daniel Moisi. A doua zi, pe 20 noiembrie, la Universitatea Națională de Arte George Ionescu, vom organiza, tot așa în parteneriat cu Casa de Cultura Studenților și Clubul de Muzică Richard Oșanițchi, un colocviu intitulat Destinul unui geniu, Richard Oșanițchi, 80 de ani de la naștere. Fiind un an aniversar în care îl amintim, îl omagiem pe Richard Oșanițchi, de la cărui naștere se împlinesc 80 de ani, și pentru că Richard Oșanițchi este pe sigla clubului nostru, poartă numele clubului nostru, înființat acum 40 de ani, ne-am gândit să organizăm un colocviu, o dezbatere publică, în care să există un dialog între generații, generațiile care l-au cunoscut pe Richard Oșanițchi, și aici am invitat doi dintre oamenii care l-au cunoscut personal. Este vorba despre actrița Ileana Popovici, care a și înregistrat multe din piesele lui și a jucat în filme în care a scris muzica. Ileana Popovici, care a realizat un lucru deosebit chiar în acest an aniversar, și anume a editat, a făcut o antologie intitulată Muzica filmelor noastre, cu muzică de Richard Oșanițchi, cuprinzând teme din filmele la care a compus muzica Richard Oșanițchi, și cu această ocazie vom lansa acest CD la Iași. De asemenea, l-am invitat pe Florian Lungu, care este realizator Radio TV, unul din cei mai de tradiție, să spunem, cei mai cunoscuți realizatori de emisiuni de jazz și de pop de la Radio România, cu o activitate impresionantă în acest domeniu. El va fi prezent și, de asemenea, ne va oferi mărturii legate de întâlnirile sale cu maestrul Richard Oșanițchi. La această întâlnire, această dezbatere publică, vor participa, de asemenea, studenți de la Universitatea de Arte și din alte zone, elevi de la Liceul, de la Colegiul Național de Arte Octav Băncilă,
muzicieni, profesori și, de asemenea, probabil vor fi și cei pasionați de jazz veniți din Iași, special pentru acest eveniment. Deci va fi, cum spuneam, un dialog între generații și scopul nostru este să vedem cum percep tinerii de astăzi muzica lui Richard Oșanițchi, cum o percepe, cum o simt și ce impresie le-a făcut acest mare muzician. Moderatorul colocviului va fi Alex Vasiliu, de asemenea un cunoscut reprezentant al mass mediei ieșene, care a susținut numeroase emisiuni și a realizat cunoscutul și, din păcate, scurtul festival, doar 10 ani, 10 ediții, care a purtat numele lui Richard Oșanițchi. A fost la Iași unul din festivalurile cele mai importante. El va fi moderatorul și va prezenta un documentar video legat de viața și personalitatea lui Richard Oșanițchi. Și ultima zi a zilelor va fi momentul culminant, să spunem așa, un concert aniversar organizat la noi aici, la Casa de Cultură a Studenților, în sala Gaudeamus, un concert în care vor evolua tinere formații eșene, care sunt lansate în ultimii ani, studenți care activează la clubul de jazz, este vorba de Ana Maria Alexa, Răzvan Pârvu, Sandu Bantaș, Tudor Amarandei, Cristian Bantaș, Cali Quartet, Jazzissimo, Carms, Fix Jazz Quartet. Invitată specială este Luisa Zan și Jazz Bar Trio. Luisa Zan a fost membra clubului Richard Oșanițchi acum câțiva ani când era studentă și ne-am gândit să o invităm să dialogueze cu generațiile de astăzi, actualii studenți. Deci o fostă studentă cu actualii studenți. Prezentarea va fi făcută de același Florian Moșu, cum îi se spune, Lungu. Și spectacolul, bineînțeles, este gratuit, se intră pe bază de invitații, așa cum am stabilit, în sala mare a Casei de Cultură a Studenților, începând de la ora 19. Deci, joi, 21 noiembrie, invităm pe toți pasionații de jazz să asculte concertul aniversar intitulat Live Jazz in Iași. Mulțumim, domn profesor, pentru că spuneam de evenimentul pe care noi le pregătim la Casa de Cultură a Studenților. Aș vrea să mai aduc în atenția dumneavoastră pe lângă evenimentele care le pregătim și anume faptul că studenții care s-au implicat în cadrul Festivalului de Artă și Creație Gaudeamus, festival datorită căruia am și câștigat premiul pentru cel mai bun proiect studențesc, se vor deplasa weekendul următor, perioada 23-24 noiembrie, vor fi la Câmpul Lung Moldovenesc, iar totodată ansamblul Doilea Carpaților weekendul acesta se află la București, la Zile Prietenii, un eveniment folcloric și organizat de către Casa de Cultură a Studenților București. Un ultim, dați-mi voie să vă duc și în atenția noastră, și un ultim eveniment pe care un eveniment ce se apropie cu pași repezi și anume Gala Voluntarului Ieșean, ediția 2019, a doua ediție organizată de către Casa de Cultură a Studenților. Gala Voluntarului Ieșean este o competiție locală pentru mișcare de voluntariat din Iași, în cadrul căruia ne propunem să oferim o bine meritată recunoaștere publică a persoanelor ce s-au implicat constant și au dorit din timpul lor energia și abilitățile lor pentru a se implica în comunitatea locală. Misiunea acestui proiect este de a facilita dialogul și acțiunile comune a tuturor factorilor interesați de mișcare de voluntariat în vederea dezvoltării sustenabile a voluntariatului în județul și municipiul nostru. Astfel, în perioada 15 octombrie 2019, 22 noiembrie, va avea loc perioada de depunere a aplicațiilor pentru acest concurs. Aș vrea ca și eu să insist foarte mult pe acest calendar al galei, pentru că ne dorim ca alături de noi să avem cât mai mulți aplicanți în cadrul acestui frumos proiect.
Totodată, în perioada 22-29 noiembrie va avea loc jurizarea acestor aplicații și, bineînțeles, 5 noiembrie va avea loc premierea, pe 5 decembrie, scuzați, 5 decembrie va avea loc premierea voluntarilor pe fiecare categorie în parte. Vor fi 4 categorii: voluntarul anului, proiectul de voluntariat al anului, coordonatorul de voluntariat al anului și organizația anului. În cadrul proiectului de voluntariat al anului vor fi mai multe domenii pe care noi le vom premia: social, sănătate, cultură, sport, educație, tineret, activism civic și mediu. Încă o dată, 22 noiembrie, ora 23:59, perioada, momentul în care aplicația se va închide. Vă invităm să accesați site-ul Casei Cultura Studenților, pagina de Facebook a Casei Cultura Studenților, acolo unde veți găsi toate informațiile despre gala voluntarului și sperăm că asociațiile ce se implică în zona de voluntariat să fie alături de noi pe data de 5 decembrie la Casa de Cultura Studenților. Dacă sunt întrebări, vă răspundem cu mare drag. Dacă nu sunt, vă mulțumim încă o dată că ați dat curs invitației și că ne sunteți alături la fiecare eveniment al nostru.